Dacă vreți să slăbiți și să arătați bine, este bine să alăptați, pentru că tocmai acest proces te ajută ca să slăbești, nu în ritm rapid, dar cât mai ușor, mai echilibrat, astfel încât să-ți menții și elasticitatea pielii. Noi nu plecăm departe de sănătate, pentru că trebuie să ne alimentăm sănătos și discutăm în continuare despre orez, care este unul dintre cele mai consumate cereale și ca producție se află pe locul 2 în lume. În plus, este un ingredient util în îngrijirea părului și a pielii. Ca dovadă acestui fapt, sunt numeroase creme și produse de înfrumusețare ce au la baza minunata plantă. De ce femeile din Japonia și Coreea consideră orezul drept aliatul lor în lupta cu ridurile? Aflați în continuare. Nu arunca apa în care ai fiert orezul, fiindcă are proprietăți uimitoare pentru ten. Ea poate fi păstrată în frigider timp de 3 zile fără ca proprietățile ei să se piardă. Aceasta este un puternic antioxidant, are efecte benefice asupra circulației sanguine, combate inflamațiile și protejează împotriva razelor nocive ale soarelui. Dacă ai probleme cu acneea, masca pe bază de orez îți vine în ajutor. Ai nevoie de 3 linguri de orez, o lingură de lapte și încă una de miere. Fierbe orezul până obții o pastă. Adaugă peste orez o lingură de lapte încălzit și amestecă bine. Apoi încorporează și mierea de albine. Aplică masca de față cu orez pe pielea curată și lasă-o cel puțin 30 de minute. După scurgerea timpului, îndepărtează-o prin spălare cu apa în care a fiert orezul. Pentru rezultate rapide și de durată, aplică masca cel puțin o dată pe săptămână. Apa de orez este bogată în vitamine, minerale și proteine esențiale care ajută la hrănire și consolidarea părului. Folosită în clătirea părului, va minimiza alopecia, va netezi firele și va oferi o strălucire naturală părului. Se fierbe 1 litru de apă și se adaugă o cană de orez, apoi se lasă timp de 20 de minute. Ulterior se separă boabele de lichid, iar acesta se folosește în etapa de clătire a părului, după ce a fost spălat, în prealabil cu șampon. Se lasă să acționeze pe păr minim 5 minute și se clătește ca de obicei. Se poate utiliza de fiecare dată când îți speli părul, iar boabele rămase se pot folosi ca exfoliant pentru corp.